nu la... Așa trebuie. Uite, Eu vreau. Ce-i bogat? Așteptați la asemenea acest din partea unui copil. Foarte frumos, e bine să educăm frumos de mici. În spiritul dreptății. În spiritul de cuvinte. Da, de cuvinte și obiceiurile frumoase românești. Bună ziua! Credeți că veți obține ceva cu aceste proteste? Altfel n-am fi ieșit. Ce? Da. Cel mai tare ce vă deranjează? Felul în care guvernul, ca putere delegată legislativă și legislativul, înțelege să își asume rolul de legiuitor în domeniul justiției. Este evident că am ieșit pentru lipsa principiului loialității și cooperării dintre puterile statului, nu pentru altceva. Și continuăm până în momentul în care cineva o să ne asculte. Poate domnul ministru astăzi, având în vedere că va da un OUG, poate va da un OUG care să oprească aceste forme de protest, dar prin abrogarea OUG 7. Le sperați la un mărțișoc din partea domnului ministru? Puteți să-i spuneți și așa, dar da. Cum faceți față la câtea schimbări legislative? Cu greu. Cu greu, dar este datoria noastră să respectăm legea atunci când ea este... când ea apără drepturile și libertățile cetățenești, atunci când ea încalcă aceste drepturi și libertăți cetățenești, avem obligația să ieșim și să spunem acest lucru oamenilor. Numele și funcția? Roxana Dan, președinte secția civilă, judecătoria Cluj-Napoca. Care această ordonanță de urgență reprezintă pentru independența judecătorului, pentru independența procurorului, care e pus în discuție în zilele acestea, și pentru independența justiției. Independența judecătorului nu este pentru noi judecători. Noi nu câștigăm nimic dacă suntem mai independenți sau mai puțin ca persoane. Nici nu pierdem nimic. Este pentru cetățenii acestei țări și nu numai, pentru orice ființă umană care are drepturi și obligații. De asta este bine ca judecătorul să fie independent.
problemele care sunt, le cunoașteți foarte bine, le-am adus la cunoștința publică, țin în special de ordonanța de urgență a Guvernului, dar, pe de altă parte, țin de continuarea demersurilor de întărire a secției speciale pentru magistrați, așa numită secție de investigare a infracțiunilor din justiție. Dacă sunt întrebări din partea dumneavoastră? Vreau să vă întreb câte cauze au fost. Credeți că veți obține ceva? Sunt multe cauze care au fost amânate. Nu aș putea spune că putem vorbi de sute la fiecare instanță. Acum, cred că cunoașteți faptul că instanțele sunt foarte aglomerate, iar fiecare ședință de judecată are undeva la 30-50 de cauze în medie pe ședință. Deci dacă din acestea se amână 20, câte complete de judecată sunt undeva la 20-30 pe săptămână, sunt foarte multe. Azi e o tentativă de cumva de remediere a problemelor. Vor să bage o nouă ordonanță. Ce, dacă vă va mulțumi sau veți continua protestele? Nu cunoaștem conținutul acelei ordonanțe cu precizie. Ca să nu continue protestele din punctul meu de vedere, trebuie să fie abrogată OMG, cu excepția, pentru că așa s-a decis la nivelul adunării generale, cu excepția celor propuneri care au venit din partea CSM-ului. Asta a fost forma inițială. Fac o precizare, astăzi la judecător, la fața Palatului de Justiție din Cluj-Napoca s-au strâns judecători și procurori, judecători de la Curtea de Apel Cluj, de la Tribunalul Cluj, de la Judecătoria Cluj-Napoca, de la instanțele din județ, vorbim de Judecătoria Deș, Judecătoria Gherla, Judecătoria Turda, nu știm dacă de la Judecătoria Cuiedin, dar cred că și de la dumnealor, și procurori de la toate unitățile de parchet. Din acest motiv este cel mai mare protest organizat la Judecătoria Cluj-Napoca de până acum. Adică deja dormit o formă de organizare, în sensul că toate aceste instanțe și parchete au decis să se solidarizeze purtând această banderolă și ieșind concomitent la protest. Astăzi la adunarea judecătorilor se va decide dacă se vor continua protestele. Termen scurt sau... Vă referiți la judecătoria Cluj-Napoca? Deci la judecătoria Cluj-Napoca astăzi, acum am suspendat adunarea generală pentru a participa la protestul care era decis la adunarea anterioară și urmează să decidem dacă suspendăm activitatea, în ce formă o suspendăm și dacă continuă protestele sau nu, în principiu. Respectiv să facem anumite solicitări către ceilalți implicații în actul decizional, mă refer aici în special la Guvernul Parlament. De la avocație, aveți așteptări? Noi nu avem așteptări, noi avem datoria, potrivit articolul 7, aliniat 1 din codul deontologic al judecătorilor și procurorilor, să apărăm și să promovăm statul de drept și independența justiției. Aștept, dacă avocații consideră că se au aceeași opinie ca și noi și că independența în maniera în care s-a întâmplat ultima vreme a fost afectată, pot să se realizeze demersului. Oricine poate să susțină o idee sau nu. Este o formă de protest, evident, paștică din partea noastră, un protest mut, prin care am ales să ne exprimăm îngrijorarea, în primul rând, și temerile referitoare la statutul nostru, care, după cum am spus, nu e pentru noi. Ce sunteți de personală pe care ați? Am văzut că s-au primit țișoare, nu cunosc, prima de doamne care a fost efectul. Cred că este o formă de susținere și de încredere pe care oamenii o acordă, în primul rând, credințelor noastre, convingerilor noastre referitoare la ce înseamnă independența judecătorului. Dați un pic să ne aranjăm un pic mai bine, dacă se poate. Haideți mai în față, dumneavoastră. Și să fie cameramanii în spate, stați așa. La Tribunalul Cluj, am decis astăzi să continuăm protestul. Încă o săptămână vom suspenda activitatea de judecată pe durata unei ore în fiecare zi lucrătoare. De asemenea, vom protesta cu banderole albe atașate la braț și la robă în timpul ședințelor de judecată și solicităm președintelui Consiliului Superior al Magistraturii să sesizeze Curtea Constituțională cu un conflict între autoritatea executivă, este vorba de guvern, și autoritatea judecătorească, este vorba de instanțe, parchete și CSM, întrucât adoptarea OUG 7 din 2019 s-a făcut fără consultarea magistraților și fără avizul CSM, așa cum spune legea. Din punctul nostru de vedere, nu era nicio ordonanță, nu era nicio urgență pentru a se adopta ordonanța 7, iar ea trebuie abrogată. O nouă abrogare, dacă se va face printr-o ordonanță, și aceasta va trebui să aibă avizul de la CSM. Deci anunțul, simplul anunț al Ministrului Justiției de ieri, cum că se gândește să renunțe la un articol din OUG, pe de o parte este insuficient, pe de altă parte nu produce niciun efect. CSM-ul trebuie anunțat, CSM-ul trebuie să-și dea avizul. În plus,
S-a primit acum două zile o circulară de la CSM prin care s-a solicitat tuturor judecătorilor și procurorilor din România să-și exprime opinia cu privire la ordonanța 7 din 2019. Din câte cunosc, nicio adunare generală nu a fost de acord cu această ordonanță. Este foarte posibil săptămâna viitoare, în prima ședință a CSM-ului, să se anunțe că în unanimitate judecătorii solicită retragerea acestei ordonanțe. Mulțumim tare frumos. De eventuale liste. Nu ne temem de liste negre. Important e că ceea ce vedeți aici este pentru prima dată, cred că, în istoria justiției clujene, când în fața Palatului se adună judecători și procurori, inclusiv de la DICOT și DNA, judecători de la Curtea de Apel, de la tribunale și de la judecătorii. Eu sper să fim priviți cu încredere din partea populației și, doi, sperăm să se solidarizeze cu noi și colegii din restul județelor. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos! Aș vrea să mă întreb. Da, sigur. Parlamentul European, dacă bine știți, ca cuitoare, ea să spune clar că judecătorul trebuie să se dea voie să se exprime poziție importante. Asta și facem acum. Da. Deci, dar lumea nu știe. Deci asta trebuie să știe. Noi vă mulțumim mult. Vreți că, datorită politicienilor, ați devenit mai uniți și mai cunoscuți. Deci săptămâna asta... Uite că vin oamenii să facă selfie cu un judecător, ați mai pomenit. Nu, e o premieră. Ne bucurăm că nu am iau încredere în judecători. Nu mai sunt și care nu vă cunosc. Thank you.
ales să plec în orice să exact, și la fel
motivele pentru care protestați? Rămân în aceleași semințim. În urma așa ziselor negocieri se pare că nu s-a ajuns la concluzie în favoarea noastră, dar în afară de ce au spus colegii mei. Ma parcă numai tu filmezi. Da. Taxele noastre se susține și statul noastră. Noi muncim cinstit, dacă nu eram cinstit, nu eram aici. Da? Eram în altă parte. Că pe noi, noi dacă comitem o greșeală, ne exclud imediat din sistem. Nouă nu ne dă cu suspendare nimeni, să știți. Ajungem la închisoare imediat. Da. Știm că trăim în foarte greu. Foarte greu și toată speranța nu este în justiție. Justiția e din ce în ce mai corectă, dar și oamenii trebuie să fie corecți. Mergeți la vot și votați cu oamenii care merită să conducă țara asta. Iar cei care nu merită să meargă unde le loc, dar nu să conducă destine umane, da? Suntem o justiție întreagă care e reformată în întregime. Am colegi aici care sunt născuți după Revoluție. Și uite, sunt în față. Alții sunt ascunși prin birouri. E problema da, lor. Ei nu mai avem nevoie. Țara nu mai are nevoie. Susțineți de justiția dreaptă. Asta trebuie. Și legile să fie drepte, că noi aplicăm legi. Dacă legile o să spună eliberați infractorii, noi n-am Independentă, justiție, independentă. Magistrați, nu cedați! Justiție, nu corupție!